Deputatul PNL Gheorghe Pecingină spune că nu va vota proiectul pentru legea pensiilor pe care îl critică. Parlamentarul liberal susține că viitoarea lege nu poate fi susținută financiar de bugetul de stat și va duce la creșterea dobânzilor pentru viitoarele împrumuturi. Un proiect foarte prost. Și nu o spun doar eu, o spun și sindicatele, o spun și economiștii, ci nu sindicatele din Gorj. Vă aș ruga să vedeți poziția Dumitru Costin și altora, pentru că este o lege care pur și simplu electorală, care vizează doar pensionarii care sunt în plată acum, nu are nicio legătură cu cei care lucrează, ba din contră, din 2030 va crește vârsta de pensionare, lucru despre care nu se vorbește, văd că nimeni nu vorbește despre asta, dar mă bucur că sindicatele au sesizat. Este o lege proastă, o lege care nu are sustenabilitate din punct de vedere financiar și o lege care, din punctul meu de vedere, poate să creeze două lucruri. Fie împrumuturi la dobânzi extreme, chiar de 15% pentru a acoperi necesarul financiar, fie noi taxe și impozite, ceea ce iarăși este un lucru rău. Așa, cele împrumuturi vor crește deficitul, deci vor crea iarăși probleme și presiune pe economia reală, lucru care nu este de dorit. Deci este o lege proastă, eu voi vota împotriva acestei legi. Pecingină susține că dacă va trece în actuala formă, legea pensiilor va atrage după sine majorări de taxe și impozite.